Comisarul European pentru Transporturi susține că se lucrează intens la aceste modificări care vor cuprinde implementarea permisului de conducere digital pentru a reduce numărul șoferilor care au avut contravenții într-o altă țară UE. Unele țări din Uniunea Europeană au introdus deja permise de conducere digitale, dar acestea sunt valabile doar la nivel național. Odată cu revizuirea directivei europene privind permisele de conducere, se garantează faptul că documentele emise într-un stat membru UE vor vor fi recunoscute în întreaga Uniune. Discutarea propunerilor cu Parlamentul European și cu Consiliul abia a început. Prin urmare, este prea devreme pentru a prognoza data de la care se vor aplica noile reguli, dar pot să vă spun că prevederile propuse de noi privind premisele de conducere mobile vor intra probabil în vigoare după trei ani de la adoptarea directivei. Dar oare pentru ce perioadă de timp vor fi valabile noile documente digitale? Permisele de conducere electronice vor avea aceeași valabilitate ca cele Fizice. Pentru permisele de conducere categoria A și B, valabilitatea este de 15 ani, iar pentru categoriile C și D este de 5 ani. Dar oare ce a determinat Comisia Europeană să anunțe modificările privind actele digitale? Câteva state au introdus deja sau intenționează să introducă permise de conducere digitale la nivel național. Cu toate acestea, regulile actuale privind permisele de conducere permit recunoașterea reciprocă numai a permiselor fizice, relatează mesajul.ro.